Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Fecioară. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1:00, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Fecioară.
Și acum hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna februarie pentru cei care aveți ascendentul, luna sau zodia în... Și acum hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna februarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în fecioară. Pentru voi, faza de Mercur retrograd se întâmplă în casa 6 astrologică, pe domeniul sănătății, al locului de muncă și al animalelor de companie. Pentru o parte dintre fecioare, este posibil ca până în 20 februarie să revină în prim plan, în centrul atenției, o problemă de sănătate pe care ați crezut că ați rezolvat-o, dar din păcate acum reapare și cere din nou atenție și efort din partea voastră. Acele fecioare care se vor confrunta cu mici probleme de sănătate până în 20 februarie ar trebui să se gândească la evenimentele petrecute între 15 și 30 ianuarie care au dus la această situație, pentru că în acel interval de timp vor putea să găsească sursa problemei lor și, găsind sursa, bineînțeles, vor găsi și rezolvarea. Pentru o parte dintre fecioare, primele 20 de zile ale lunii vor veni cu foarte multe tensiuni și probleme la locul de muncă, probleme datorate comunicării, a unor mesaje care se înțeleg greșit, care nu se transmit corect, a unor mail-uri care rămân agățate în inbox și nu se transmit la timp. Fecioarele care trebuie să călătorească în interes de serviciu trebuie să țină cont de faptul că e posibil să aibă parte de întârzieri în aceste călătorii, să își ia suficient timp înainte să plece de acasă, să țină cont de toate problemele care ar putea să apară, astfel încât să nu întârzie la o întâlnire de afaceri, la o ședință, la un interviu. Animalele de companie, de asemenea, poate să le dea mari bătăi de cap fecioarelor, mai ales până în data de 20 februarie, situația urmând să se ușureze după această dată. Mare atenție pe parcursul lunii februarie, atunci când Marte sau Uranus din Taur fac quadratură cu planetele din Vărsător, pentru că acest lucru va crea pentru fecioare o tensiune adițională pe casele 6 și 9, adică între sectorul sănătății, al jobului și al animalelor de companie versus sectorul studiilor superioare, al călătoriilor în străinătate și al principiilor pe care fecioarele își bazează viața lor. E posibil ca aceste quadraturi pe care Marte și Uranus le fac față de planetele din Vărsător să aducă pentru o parte dintre fecioare o criză existențială, un moment în care vă dați seama că cerințele de la locul de muncă se bat cap în cap cu principiile, etica și morala pe care voi vă bazați întreaga voastră existență. O parte dintre fecioare s-ar putea să fie nevoite să se mute în altă țară, în alt oraș, din cauza locului de muncă, iar fecioarele mai tinere s-ar putea să își regândească complet traiectoria de viață, să-și dea seama că nu mai sunt mulțumiți de studiile superioare pe care le-au ales, că vor să-și schimbe specializarea, că vor să-și schimbe meseria și direcția de viață. Analizați foarte bine aceste gânduri când apar pentru voi și amânați luarea unei decizii radicale până după 20 februarie, când Mercur își va relua mersul direct și o să vă clarifice puțin mintea și gândurile, o să ridice această ceață care este asupra intelectului vostru. După 20 februarie o să puteți lua decizii mai înțelepte. Până atunci, analizați, rumegați, investigați, dar evitați să luați o decizie drastică. Partea pozitivă este că nodul destinului și nodul karmic fac aspect pozitiv de trigon, respectiv sextil, față de casa voastră a șasea astrologică și vă influențează pozitiv de pe sectorul imaginii publice, a reputației și a carierei voastre, precum și de pe sectorul locuinței voastre, a căminului și a familiei voastre. Prin urmare, orice decizie o să luați în această lună, mai ales după data de 20 februarie, va fi pentru a vă asigura o traiectorie mult mai plăcută, mult mai bună în viața voastră, atât în viața publică, cât și în viața privată, și o să vă aducă foarte multă împlinire. E posibil ca momentul de lună nouă, din 11 februarie, care se întâmplă pentru voi tot pe casa 6 astrologică, să fie momentul critic, momentul culminant în care
vă dați seama exact ce trebuie să faceți, ce schimbări trebuie să faceți în viața voastră, astfel încât să beneficiați de toate aceste promisiuni frumoase din casa 10-a și casa 4-a. Pentru o parte dintre voi, s-ar putea să trebuiască să faceți niște schimbări inconfortabile în casa 9-a, în etica, morala, filozofia voastră de viață, în studiile voastre superioare. O parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să vă întoarceți la facultate, să faceți un masterat, un doctorat, să învățați o limbă străină, să plecați în străinătate sau să vă întoarceți din străinătate. E foarte important să nu vă fie frică de aceste schimbări, să le îmbrățișați, să le primiți cu brațele deschise, pentru că vor fi pentru binele vostru. Încercați pe cât posibil să evitați semnarea oricăror acte oficiale înainte de 20 februarie. Luați-vă acest timp pentru a analiza pe de-a întregul toate datele problemei, astfel încât să puteți să luați decizia corectă pentru voi. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru Fecioare pe casa 1 astrologică și o să vă pună pe voi în centrul atenției. Luna plină este momentul în care luna este cea mai luminoasă pe cer și pentru că această fază se întâmplă pe zodia voastră, o să arunce un reflector asupra voastră. O să fiți în centrul atenției, toți ochii o să fie ațintiți asupra voastră. Prin urmare, aveți foarte mare grijă în decursul lunii februarie cum navigați perioada de Mercur retrograd, ce spuneți, cum spuneți, cui spuneți. Mare grijă la modul în care vă regândiți principiile etica morală, la deciziile pe care le faceți după ce Mercur își finalizează etapa de retrogradare, pentru că toate acestea sunt doar evenimente care merg către punctul culminant, către luna plină în zodia voastră. Moment în care puteți să culegeți toată răsplata Universului în urma efortului depus în ultimul an. Această lună plină în zodia voastră este ca o a doua zi de naștere pentru voi, care are loc pentru voi la mijlocul anului. Da? Dacă ziua voastră o să fie cândva în august-septembrie, acum pe final de februarie aveți un alt moment în care iar sunteți în centrul atenției și voi sunteți răsfățații zodiacului. Profitați de acest moment, bucurați-vă de toată răsplata pe care Universul vă acordă acum. Per total, o să fie o lună interesantă pentru Fecioare. Și acum hai să vedem care este energia lunii februarie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Fecioară. Pentru voi energia este aceea de Mercur în casa 4-a în Leu. Partea aceasta de Mercur retrograd până în 20 februarie o să vă afecteze foarte mult. Fiți foarte atenți la modul în care comunicați cu soțul, soția, partenerul, partenera de viață, copii, familie, părinți, pentru că aici există riscul de mici neînțelegeri, probleme, poate chiar certuri în locuința, în familia voastră. Mai ales cu partenerul sau partenera de viață și cu copiii, iar pentru cei care sunteți singuri, cu posibil parteneri sau partenere pe care îi aveți în vedere. Pentru toate fecioarele este foarte important să aveți grijă în locuință, pentru că în luna februarie, mai ales până în 20 februarie, e posibil să aveți parte de mici avarii, lucruri care se strică și care trebuie reparate, aveți grijă cu aparatura electronică, electrocasnică, asigurați-vă că nu lăsați nimic în priză atunci când plecați de acasă, că nu lăsați cuptorul să meargă sau fierul de călcat în priză, pentru că toate aceste lucruri poate să ducă la mici accidente casnice care o să vă coste. Dacă vi se strică anumită aparatură prin casă, încercați pe cât posibil să amânați cumpărarea unor lucruri noi până după data de 20 februarie, iar dacă nu se poate, n-aveți cum să amânați acest lucru, încercați să apelați la o persoană care are deja Mercur retrograd în harta sa natală pentru a vă ajuta să faceți deciziile cu privire la ce trebuie să cumpărați, ce trebuie să achiziționați pentru locuința voastră, pentru că în acest fel veți scădea probabilitatea ca acele lucruri să se strice în foarte puțin timp sau să trebuiască să le mai înlocuiți încă o dată în decursul acestui an. Per total, mesajul de la Zaruri pentru Fecioare este să fiți vigilenți, să fiți atenți și să aveți grijă.
Și acum hai să vedem ce clarificări putem scoate de la cărțile de tarot pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în fecioară. Avem magicianul, îndrăgostiții și regina de săbii. Wow! Două arcane majore și o regină. Foarte frumos pentru fecioare. Hai să vedem cum se aplică pentru voi aceste cărți. Magicianul este cartea care în tarot reprezintă și planeta Mercur. Mercur va fi în mișcare aparent retrogradă până în 20 februarie. Prin urmare aici, mai ales pe prima parte a lunii februarie, aveți foarte, foarte mare grijă la tranzitul acestei planete și la felul în care vă influențează acolo pe casa a șasea, pe carieră, pe relațiile de la locul de muncă, pe partea voastră de sănătate și pe ce se întâmplă cu animalele voastre de companie. Faptul că magicianul a apărut aici în primele zile când Mercur este încă retrograd, vine pentru fecioare cu un mesaj pozitiv, cu o veste bună. Chiar dacă Mercur este în retrogradare, Mercur care este și planeta care vă guvernează pe voi, asta nu înseamnă că toată viața voastră trebuie să se oprească, că nu mai faceți nimic și așteptați să se finalizeze această perioadă. E imposibil, Mercur retrogradează de 3 ori pe an. Nu putem de 3 ori pe an pur și simplu să nu mai facem nimic, viața trebuie să continue. Dar important este să ținem cont de aspectele planetare și să înțelegem cum ne pot influența. Magicianul aici este persoana care înțelege că este stăpânul propriului destin, că poate să-și influențeze cursul vieții prin deciziile pe care le face, prin cuvintele pe care le spune, prin oamenii cu care se înconjoară și situațiile în care se pune în viața de zi cu zi. Și aici, în prima parte a lunii februarie, fecioarele vor trebui să dea testul suprem. Mercur, planeta care îi guvernează, vă testează. Ați învățat ce trebuie să faceți în perioada de Mercur retrograd? Știți cum trebuie să vă comportați astfel încât să beneficiați de acest tranzit și să nu fiți trași la răspundere de el? O parte dintre voi o să treacă testul, o parte nu. E foarte important, de oricare parte a baricadei o să vă aflați, să nu vă panicați, să învățați lecția și să știți data viitoare ce trebuie făcut. Pentru voi acum Mercur retrograd o să vă aducă probleme la locul de muncă. E posibil să vă aducă și mici probleme de sănătate sau mici probleme cu animalele de companie. Dar dacă țineți minte, luna trecută, în ianuarie, în partea de horoscop, eu v-am pregătit pentru acest tranzit. V-am spus ce puteți să faceți ca să vă pregătiți pentru ce urmează în luna februarie. Cei care ați avut urechi să ascultați și ați implementat aceste lucruri, o să treceți cu brio peste prima parte a lunii februarie. Cei care n-ați ascultat sau ați ascultat, dar v-a intrat pe ureche și v-a ieșit pe alta, acum va trebui să vă confruntați cu această problemă, cu această carte pe cont propriu. Indiferent că prima parte a lunii februarie vine cu lucruri pozitive sau negative pentru voi, este foarte important să vă asumați acest lucru și să înțelegeți că nu e vina planetei, nu e vina lui Mercur. Responsabilitatea este a voastră. Aveți liberul arbitru și sunteți responsabili de acțiunile, gândurile, faptele și vorbele voastre. Asta e lecția pe care Mercur vrea să vă transmită. E lecția maturizării. Fecioarele, indiferent de vârsta pe care o au, acum trec printr-o etapă de maturizare. Mercur vă trage de urechi dacă nu ați învățat lecția și vă răsplătește dacă ați învățat-o. Mijlocul lunii vine cu o carte de alegeri, îndrăgostiții, cartea care în tarot reprezintă și zodia gemenilor. Fecioarele vor trebui să aleagă alb sau negru, varianta A, varianta B. Rămân singur sau intru în acest parteneriat? Vreau să lucrez pe cont propriu sau îmi caut colaboratori? Rămân cu partenerul actual sau plec mai departe? Mă căsătoresc sau mă despart? Aici fecioarele vor trebui să facă o alegere între două extreme, între două lucruri complet diferite. În jurul etapei de lună nouă, din 11 februarie și în zilele imediat după această dată, fecioarele vor trebui să analizeze foarte atent relațiile și parteneriatele lor. Că sunt în viața personală sau în viața profesională, va trebui să le analizați pe toate, să vă uitați foarte atent aici.
la modul în care voi vă raportați cu acest parteneriat și la modul în care cealaltă persoană, cealaltă entitate sau cealaltă companie se raportează la această relație. Și dacă această relație nu este dezechilibrată, dacă una dintre cele două persoane, entități, corporații, depune mai mult efort, mai multă energie și compensează cumva pentru lipsa de interes, pentru indiferența celuilalt partener sau a celelalte părți din acest contract, atunci lucrurile nu sunt echilibrate și nu sunt ok și va trebui să luați anumite măsuri în această direcție. Și aici nu mă refer neapărat la faptul că amândouă persoanele trebuie să aibă exact aceeași viziune asupra vieții. Nu, pentru că uneori e bine ca cealaltă persoană să fie diferită, să aibă o altă gândire, o altă viziune, pentru că în acest fel ne completăm reciproc. Important este ca ambele persoane să fie la fel de implicate în acest parteneriat, indiferent că e vorba de un parteneriat în dragoste, de o familie sau de o afacere. Pe final de lună avem aici Regina de Săbii. Odată ce Mercur își finalizează mișcarea retrogradă, Fecioarele își recapătă claritatea, acuitatea mentală. Și în urma evenimentelor prin care ați trecut în primele 20 de zile din lună, aici pe finalul lunii, o să vă puneți să analizați foarte atent la rece ce s-a întâmplat în prima parte a lunii, ce ați observat la mijlocul lunii, la ce concluzie ajungeți și cum trebuie să acționați de acum înainte. Concluzia va fi diferită pentru fiecare dintre voi în funcție de situația de viață în care vă aflați, dar puteți să fiți siguri că orice decizie veți lua aici pe finalul lunii va fi decizia corectă. E posibil pentru o parte din oamenii care vă observă din exterior să li se pare că e o decizie foarte rece, foarte calculată, lipsită de sentimente. Nu e așa. Voi ați trecut prin toată partea aceasta de analiză emoțională în prima parte a lunii, în spatele ușilor închise, în interiorul vostru și pe finalul lunii sunteți hotărâți și pregătiți să acționați în consecință. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las și cu un gând frumos. O să scot un card din aceste cărți Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Bineînțeles, vă recomand să vă uitați și la etalarea și horoscopul pentru ascendentul vostru, zodia în care aveți luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete, ca să înțelegeți mai bine ce vă poate aștepta în luna februarie. Și acum mai să scoatem cardul pentru zodia Fecioară. Mesajul este următorul. Îmi văd părinții ca pe mici copii care au nevoie de iubire. Am compasiune pentru copilăria părinților mei. Știu acum că eu i-am ales, pentru că erau perfecți pentru ceea ce am avut de învățat. Îi iert și îi eliberez și mă eliberez pe mine însumi. Un mesaj foarte frumos care le readuce aminte fecioarelor că rădăcinile voastre spirituale și fizice au un scop, au și ele un scop în evoluția voastră. Familia în care v-ați născut, educația pe care ați primit-o, toate aceste lucruri au dus la momentul actual, la persoana care sunteți acum. Și este important să acceptați acest lucru și să nu uitați de unde veniți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!